veselit, că plata voastră multă este în ceruri. Doamne ajută tuturor, mă bucur să prilejuim această întâlnire într-o duminică care ne interpelează printr-una, cum spunea cineva, una din cele mai frumoase pilde care ni se dau în Sfânta Scriptură. Departe de mine pretenția de a putea interpreta mai bine sau mai complet decât alții ceea ce este în Evanghelie. Pur și simplu este o încercare de a vă împărtăși bucuria de a înțelege anumite aspecte din Evanghelia de față și de a le dărui și celor care poate au înțeles diferit sau poate că au o viziune asupra lucrurilor care e completată de cea cu care vin eu și așa mai departe. Sunt deja suficient de numeroși ca să îi dăm drumul. Nu o să fac în stilul acela în care mai întâi citim Evanghelia și după aceea comentând-o o repetăm din nou, ci o să iau pasaj cu pasaj și o să încerc să-l parcurg. Am aici, vedeți, Sfânta Scriptură în față și încerc pur și simplu să urmăresc textul. Este la capitolul 15, la Luca, capitolul 15. Fac și o mică paranteză, bucurați-vă, nu numai protestanții citesc Scriptura, da? Și ortodoxi o citesc din când în când măcar. Măcar așa, împinși de pildele care se aud în biserică. E un context întreg aici, capitolul respectiv, se vorbește despre oaia cea pierdută, despre drahma cea pierdută, despre fiul risipitor. Deci vedeți cumva situații în care cineva se îndepărtează sau în orice caz pierde drumul. Și este adus înapoi și Mântuitorul spune că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește. Spune așa, așa se face bucurie îngerilor lui Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Luca 15 cu 10. Și a zis, un om avea doi fii. Și acum începe o nouă pildă. Cel mai tânăr dintre ei, și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său, tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea. Întâi de toate, ca să poți să-ți ceri partea ta din avere, vedeți, perspectiva e primitoare. De ce? Pentru că în lumea noastră suntem obișnuiți că averea se împarte în clipa când cineva se săvârșește din această viață. Da? Deci moștenirea vine în momentul în care persoana care a avut averea respectivă, averea sau bunurile respective, nu mai este în această lume. Fiul cuva, cel mic, hai să spunem cel mai puțin, cu mai puțină experiență, anticipează, între ghilimele, dacă putem spune așa, plecarea din lume, cel puțin după modelul nostru omenesc, părinți care pleacă din lumea aceasta, da? Anticipează cumva această îndepărtare, plecare a părintelui de el și își cere partea care îi se cuvenea. Și vedeți că nu există nicio opoziție din partea părintelui, părintele pur și simplu cu dăruire îi dă, și nu numai lui, pentru că e foarte interesant textul, spune și el le-a împărțit averea. Le-a împărțit ca și cum îi privește pe ambii. Adică cred că a făcut un fel de calcul, așa, fiecare ce îi se cuvenea și fiul cel mic, știind că asta îi se cuvine, el iar efectiv averea, recuperează averea respectivă și pleacă. Vedeți, tendința, viziunea asupra lucrurilor a fiului cel mic este că el e matur acum, poate să-și permită să-și ducă viața lui, da? Și fără prezența tatălui, care este sursa bogăției respective, și consideră că dacă are averea respectivă, adică cât a câștigat din partea părintelui, e suficient să-i ajungă lucrul acesta pentru totdeauna. Este o evidență pentru noi, sigur că pilda asta întotdeauna ne vorbește despre viața duhovnicească și titlul pe care l-am pus aici este despre paternitate și filiație. Adică să vedem un pic cum se poartă părintele și cum se poartă fiul. Părintele este ascultător de fiu și deși i s-a cerut un lucru care nu se cuvenea acolo, el îl execută din ascultare și fiul este atât de convins de dreptatea lui încât nu mai cercetează pe altul mai în vârstă și mai mai cu experiență și mai cu discernământ, ci pur și simplu trece la făptuirea lui și, ceea ce e foarte frumos, părintele nu îl oprește în această făptuire. Îi respectă libertatea. Dar, atenție, atitudinea fiului este a celui care cumva se referă într-un chip, hai să spunem, ca și cum tatăl lui nu mai face parte din existența lui, din universul lui, ca și cum a murit într-un fel. Pentru că el cere să-l moștenească, îndrăznim să spunem, vedem aici,
înainte de vreme. Da? Ăsta este modelul omenesc. Ce se întâmplă în clipa când cineva moștenește averea? Le-a împărțit averea, nu după multe zile adunând toate, deci a luat timp să adune averea respectivă. Fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată, adică a plecat de sub tutela, de sub autoritatea părintească. S-a ascuns cumva în locul unde putea să-și exercite propria sa libertate, unde nu era deranjat, ca să spunem, de autoritatea părintească. Și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări, adică desfrânări, față de cuvântul înfrânare, adică și-a dat liber tuturor lucrurilor pe care el considera că făcându-le sunt împlinitoare pentru el, dar beneficiind practic în acestea de averea pe care o primește din partea tatălui. Adică dacă ne uităm un pic la chipul existenței noastre și la ceea ce suntem și venim în această lume, vom constata că cei care se dedau diverselor păcate și patim, practic cheltuiesc zestrea cu care Dumnezeu i-a adus în această lume. Adică nu e meritul nimănui până la urmă că cutarea este foarte frumoasă și atrăgătoare sau cutarea este foarte inteligentă sau cutare și așa mai departe, darurile diferite naturale pe care oamenii le folosesc într-un chip nealimentat la sursă, sursa fiind Dumnezeu însuși, și decuplarea aceasta de realitate, de realitatea profundă a lucrurilor, de sursa lucrurilor, face că aceste daruri care par cumva veșnice sau în orice caz care durează foarte mult, la un moment dat îți vezi resursele terminate. Adică ele în sine nu pot să țină la nesfârșit dacă nu le alimentează cel care le-a pus în ființa respectivă. Da? Acum ne întoarcem la pilda noastră. Omul acesta ajunge repede la cheltuirea averii. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Cuvântul ăsta foamete este foarte interesant. În primul rând, nu i s-a făcut lui foame. Da? Deci el și-a cheltuit averea, dar nu lui s-a făcut foame, ci era foamete în țara respectivă. Adică e un teritoriu, un loc unde oamenii ăștia nu se hrănesc cum trebuie. Pentru că lipsește hrana. Orice depărtare de Dumnezeu, o să fac tot timpul paralel aceasta, orice depărtare de sursă, este o depărtare într-o înfometare și într-o foamete. Pentru că dacă Hristos vine în această lume, vine ca să se ofere inclusiv pe El însuși hrană pentru oameni. Hrana duhovnicească este însăși prezența dumnezeiască în chipul Sfintei Euharistii, în chipul cuvântului care vine dinspre Dumnezeu, în chipul harului, energiilor dumnezeiești exprimate către noi astfel încât să ne hrănească. Și înțelegem că în sensul acesta rostul parohiilor, rostul preoților, rostul bisericii este să hrănească poporul lui Dumnezeu. O parohie cu atât mai bună, cu cât hrănește mai diversificat și mai consistent poporul lui Dumnezeu. Da? Asta este definiția parohiei, dacă vreți. Revenind acum la pilda noastră, omul ăsta cheltuie totul. Da? Ce înseamnă cheltuie? Păi dă ca să primească ceva. A primit ceva perisabil, a dat bogăția pe care o avea și începe să ducă lipsă. Și ducându-se s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări și acesta l-a trimis la țările sale să păzească porcii. Adică nu ține cu el în casă. Da? Deci nu e, să nu ne imaginăm că este o manieră din aceasta de a-l primi din milostenie, din delicatețe. Nu există așa ceva. În țara aceasta există un anumit interes. Da? O să vă rog, suntem aproape 100 de persoane, de o să vă rog să dați share și celorlalți să distribuiți pe unde știți dumneavoastră, pentru că posibil că așa alții se bucură de intervenția din seara aceasta. Deci, îl trimite undeva să păzească porcii. Sigur că chipul acesta, când ne auzim porcii, știți, cel puțin în perioada respectivă, este foarte limpede că cei care nu împlineau legea iudaică erau cei care se ocupau cu creșterea asta a porcilor. Vedem sancționarea poporului, de exemplu, când Mântuitorul îngăduie demonilor să se ducă în porci. Porcii se duc și se prăvălesc în mare. Și populația respectivă rămâne fără porci, da? Fără ceea ce cultivau ei pentru... cultivau. În sfârșit, aveau grijă ca să cumva să-și hrănească și să se bucure, desigur, de o carne mult mai delicioasă decât ceea ce îngăduia Dumnezeu pentru poporul evreu. Da? Mântuitorul sancționează pe diavol izgonindu-i din cei posedați. Și diavolul cer îngăduință să se afle în porci, însă porcii se precipită în mare și se pierd în mare, astfel încât spunem noi la lepădările de la botez că Dumnezeu
Adică că forța diavolului este atât de jalnică încât Dumnezeu nu le-a îngăduit nici măcar să ocupe niște porci. Ca să înțelegem un pic cum se vedea porcul în perioada respectivă, ce însemna să crești porci. El se duce în țara aceea unde singurul loc pe care l-a găsit era să se ocupe de porci. Problema e alta, că cel care stăpânește turma e mai mare ca turma. Da? Ori aici spune că dorea să-și sapere pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea, adică nu avea acces nici măcar la hrana porcii. Adică asta arată cât de jos ajunsese fiul respectiv. Și la un moment dat este un moment pe care noi toți, cei care suntem în viața bisericii, l-am trăit mai intens sau mai puțin intens, dar undeva există acest moment al venirii în sine. Vedeți, când îl apucă pe cineva nervii sau toți nu știu ce, spune că și-a ieșit din fire. Iar în clipa când omul se așează într-o rânduială lăuntrică și se întâlnește cu Dumnezeu cel viu în lăuntrul lui, spunem că și-a venit în fire, și-a venit în sine, în cazul aici, vedeți? Întâlnirea cu propriul sine. Pentru că păcatul te exteriorizează, te face să te ocupi cu exteriorul și în orice caz cu nimicul. Beta Venerabilul, secolul 2, dacă nu mă înșel, spune că păcătos e acela care se ocupă veșnic cu nimicul. Adică se investește în lucrurile perisabile, în lucrurile care nu fac doi bani. În țara aceasta îndepărtată, mari, da, numai că pocăința nu e prea târzie, sigur, sigur, dar și cum se pocăiește acest om e foarte important. Deci dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, nu putea. Și atunci, văzând grozăvia la care a ajuns, felul lui de viețuire, își spune: câți argați ai tatălui meu, în francez am citit azi, le mercenaires de mon père, adică cei care sunt plătiți, cei care prestează o muncă în urma banilor. Adică, cu alte cuvinte, raporturile sunt financiare. Îți dau atâția bani, prestezi această muncă. Nu sunt niște raporturi de suflet, de la suflet la suflet. Da? E foarte importantă distinția asta. Câți argați ai tatălui meu? Poate că argațiile îndrăgiseră pe tatăl, nu știu. Dar în țara aceasta, aici, raportul este diferit. Sunt îndestulați de pâine. Pâine, deja în țara tatălui, era poate puțin față de vițelul de gras, vițelul cel gras sau îngrășat care se pregătește, da? Dar pâinea, pe de altă parte, ne gândim la cuvântul de nenou, pâinea cea spre ființă, adică pâinea care ne ajută să ființăm. Da? Iar eu pierd aici de foame. Deci în lumea aceasta, îndepărtată de sursa bogăției pe care o avusese până atunci, nu mai are cum să se hrănească, moare de inaniție. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune. Desculându-mă, adică desculându-mă, anastasis, da? Înviere. Sculându-mă din starea asta căzută, mă voi duce la tatăl meu, adică mă voi întoarce. Aici începe pocăința. Mă voi întoarce și îi voi spune tatălui meu: tată, am greșit la cer și înaintea ta. Vedeți, începe cu cerul. Conștiința faptului că apartenența întâi de toate e de sus, rădăcinile sunt sus. Am greșit la cer și înaintea ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Adică am decăzut din demnitatea de fiu al tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Adică fă-mă ca pe unul care își câștigă cu sudoare pâinea prin faptul că prestează o muncă. Dar munca aia acasă, către tatăl său, cu siguranță beneficia de mai multă clemență și delicatețe din partea stăpânului decât ceea ce trăiește el în această țară îndepărtată. Și sculându-se a venit la tatăl său. Cuvântul e foarte frumos. Îmi spune, sculându-se a plecat la tatăl său, s-a dus în direcția tatălui său, a parcurs nu știu cât și așa mai departe. Foarte repede ajunge. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune: tata, am greșit, mai sunt vreme și așa mai departe. Sculându-se a venit la tatăl său. Și încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său, de parcă el cumva priveghea, vedeți, tatăl priveghea, tatăl era într-o stare de trezvie, de atenție la ceea ce se întâmpla în jur. Și i s-a făcut milă. Primul sentiment, patern, milă. Adică fiul îndepărtat, rănit, chinuit, pervertit, dacă putem să spunem așa, tatăl știa foarte bine starea. Da?
vine și se apropie și din nou începe să aibă legătură cu familia, cu viața, cu ceea ce era el în realitate. Deci fiind departe, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă și alergând, tatăl, alergând, să ne imaginăm pe Dumnezeu tatăl alergând, a căzut, deci se pleacă, pe grumazul lui și l-a sărutat. Vedeți, gesturile iubirii. Se apleacă către el, acolo de unde e el rănit, fiul acesta, și îi exprimă dragostea lui, îl sărută. Și i-a zis fiul, aici este pocăința, da? Tata, am greșit la cer și înaintea ta. Vedeți aceeași formulă. Când greșim, nu greșim numai înaintea oamenilor. Greșim întâi de toate sus, printr-o dezertare de la calitatea noastră de oameni. Și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Deci am pierdut această filiație. Și a zis tatăl către slugile sale. Nu-i se adresează direct. Da? Vedeți imediat. Se duce către slugi, către cei care primesc poruncile lui. Aduceți de grabă haina lui cea din tâi. Și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui și încălțăminte picioarele lui. Haina lui cea din tâi. Să ne imaginăm goliciunea adamică. Pierderea hainelor de har. Ori hainele acestea de care s-au dezbrăcat primii oameni sunt hainele care îmbrăcau interiorul, lăuntrul omului. Aici este prima dezbrăcare. Și Dumnezeu în clipa când ne întoarcem către El, prima îmbrăcare este cea lăuntrică. Deci ne dă acele haine de har cu care să ne estompeze, dacă putem să spunem până la dispariție, sentimentul goliciunii lăuntrice în fața celui care oferă plinătatea. Haina lui cea din tâi, îmbrăcați-l, dați inel în mâna lui, restaurarea în filiație. Da? Inelul, cine purta inelul într-o astfel de casă cu servitori? Cel care era sortit să fie, la rândul lui mai târziu, stăpân. Încălțăminte în picioarele lui, acolo unde se rănesc picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și îl junghiați și mâncând să ne veseli. Adică petrecere, cum ar spune unul. Da? De ce? Căci. Nu se oprește aici. Da? Căci. Pentru că acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și se află. Și au început să se veselească. Deci trec concret la sărbătoare. Da? Asta este răspunsul patern. Vedeți, apropo despre paternitate și filiație. Alina, încerc să răspund un pic mai încolo la întrebări. După ce te-ai aflat odată, riști să te pierzi. Sigur, bineînțeles. Nu înseamnă că nu ți-ai venit în fire cu adevărat, numai că suntem într-o slăbiciune teribilă a firii noastre și neputințele noastre manifeste. De exemplu, putem să punem pocăință pentru o perioadă zdravă în a vieții noastre, unde ne-am rănit și ne-am pervertit și l-am întâlnit pe Hristos și încetul cu încetul să pierdem din atenție această pocăință și această străduință și din nou să ne îndepărtăm uitând cumva viul acela al durerii pe care îl aveam pentru îndepărtarea și pentru purtarea poverilor celor străine, ca să spunem așa, care ne înstrăinau. Deci, noi toți suntem pe de o parte regăsiți și pe de altă parte în primejdea de a ne pierde. Da? Ne putem regăsi în acest fiu risipitor oricând în viața noastră și cred că e mai profitabil să vedem ceva din modul lui de a acționa în noi. Așa cum ne putem regăsi și în starea lui de după, pentru că totuși suntem în viața bisericii și măcar unii dintre noi am trăit convertirea mai târziu ca să fim și în conștiința mai deplină acestei convertiri. Narcis, exact asta, funcția anastatică pe care o spuneți atât de complex, este exact acest anastasis, exact. Pocăința, deci Dumnezeu se pleacă spre tine ca să te ridice. Spunea un episcop foarte frumos că poverile se ridică de jos în sus. Da? Deci se poate, când te întâlnești cu povara, trebuie să te cobori ca să o urci. Pocăința ce înseamnă? Dumnezeu însuși se pleacă și se coboară la urechea noastră și la nivelul nostru, grosier, de a funcționa, pentru a ne îmbrățișa și în această îmbrățișare a ne lăsa purtați aproape pe nesimțite, dacă putem să spunem așa, cu puterile lui, nu puterile noastre, că El ne ridică, nu noi îl împingem în sus, către ceea ce pentru noi este aproape de neconceput, un mod de a trăi diferit de al nostru, care îi aparține lui Dumnezeu. Și asta înseamnă împărtășirea din viața lui Dumnezeu către viața noastră.
Pilda care arată frumusețea bisericii în care facem parte, Dumnezeu ne pune la îndemână iubirea sa milostivă. Da, dar să înțelegem în amănunt lucrurile pe care le facem. Exact. Doinița, într-adevăr, niciodată nu e prea târziu, însă e necesară o autentică venire în sine. Pentru că dacă nu mă întâlnesc cu sinele meu cel adevărat, îmi fraudez tot timpul realitatea. Știți că sunt foarte mulți cei care spun, păi dacă aș veni eu la spovedanie și aș începe să vorbesc, păi nu s-ar mai termina câte am de spus acolo. Și preferă să stea la distanță pentru că nu îndrăznește să vină cu toate ale lui care îi se par că, nu știu, îl vor copleși pe preot sau în orice caz, de parcă preotul acela nu este atât de obișnuit până la urmă a vedea realități căzute ale oamenilor. Cristian, întâi de toate, nu sunt monah, deci preacuvioase se adresează în general unui monah. Eu sunt căsătorit. Vreau să mă spovedesc de mulți ani, m-am spovedit 18 ani. Nu știu dacă va da părintele împărtășania. Nu știu dacă vă va da împărtășania, nici eu nu știu să vă spun. Ceea ce e important însă este să mergeți să vă spovediți, să vă eliberați sufletul de toate lucrurile care se adună în el și veți vedea că încetul cu încetul părintele este primul care aleargă, folosesc cuvântul, aleargă spre dumneavoastră pentru a vă purta la roadele maxime ale pocăinței, adică să ajungeți în starea omului care este umplut de harul lui Dumnezeu lăuntric, are inelul în mână și se împărtășește, adică se hrănește cu vițelul cel îngrășat, adică primește maximul din ceea ce poate da părintele. Deci, la modul foarte concret, spovediți-vă odată mai multe ori de câte ori e nevoie, veți vedea că părintele vă va apropia cât de repede de maximul din ceea ce se poate întâmpla pentru viața creștină. Cât vă veți apropia de împărtășan. Tudor, ajung și la fiul cel mare, da? Acum ajung. Și au început să veselească. Iar fiul cel mare era la țară. Adică muncea. Muncea pământul. Atenție, e o muncă cu sudoare. Și când a venit să apropia de casă, a auzit cântece și jocuri. Și chemând la sine pe una dintre sluge, a întrebat ce înseamnă acestea. Nu era obișnuit. Muncea. Era în casa aceea, se muncea. Era altfel. Iar sluga aceasta i-a spus, fratele tău a venit și tatăl său a înjunghiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit sănătos. Deci a explicat oarecum. Se bucură că l-a primit sănătos, că este în stare bună. Da? Deși sănătos aici se referă în special că i-a venit sănătatea în suflet. Nu? Iar el s-a mâniat și nu vrea să intre, dar tatăl lui ieșind îl ruga. Mie mi se pare ceva apropo de paternitate. Uitați-vă la părintele ăsta. Deși are posibilitatea să poruncească peste toată lumea. Cu copiii se poartă cu o delicatețe incredibilă. Nu le poruncește, nu-i obligă să intre în casă. El iese și ieșind îl ruga. Îl ruga. Deci fiul se mânie pe părinte și părintele îl roagă ca să depășească situația aceasta. Iar el răspunzând a zis tatălui său, iată de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Deci vedeți ierarhia. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied. Un ied e mult mai mic ca un vițel, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, deci fiul tău, nu spune când a venit fratele meu acasă, când a venit acest fiu al tău, de parcă avea mulți fii, da? Acest fiu, deci vedeți felul în care exterioriz, dacă pot să spun, în care pune problema, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, adică ți-a făcut pierdere, te-a afectat, te-a rănit, te-a jignit, te-a coborât, te-a umilit. Da? Ai înjunghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Adică ce aveai mai bun în curtea aceea? Nu pâinea aia pe care o spera că o să se hrănească acasă. Ce e mai bun? Tatăl însă i-a zis, fiule, totdeauna ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt. Trebuia să ne veselim, să ne bucurăm că și fratele tău acesta, mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Deci, vedeți, vorbim în termen de moarte și de viață. Hai să ne gândim un pic ce vrea să spună tatăl. Păi fiul când a cerut averea respectivă, s-a purtat cu tatălui ca și cum era mort. Deci, din perspectiva fiului, în mod concret, ca rânduială de viață, fiul se raporta la părinte ca la o prezență paternă moartă.
Părintele i-a dăruit averea ce îi se cuvenea. Numai că părintele este sursa vieții și sursa averii. El nu putea decât să se dăruiască celui care stăruia în proximitatea lui. Ori acest fiu a decis să se depărteze de această sursă. Și fără sursă, sigur că lucrurile sunt limitate. Noi mai ales că avem experiența vieții biserice și perspectiva veșniciei. Știm că nimic din cele perisabile în această lume nu pot ține dacă nu pui în tine sursa lor, care este Dumnezeu, care este fără de sfârșit. Și mai este o tâlcuire extraordinar de interesantă. Patima este ceea ce îți oferă iluzia hrănirii, dar îți dă o sete infinită de ceva care întotdeauna este finit. Repet, îți dă iluzia că te hrănești, te hrănești, te hrănești, te hrănești, o falsă hrană, precum mâncarea acelor roșcove, care se pare că roșcove nu hrănesc niciodată, și repeți gestul la infinit, ocupându-te în realitate cu finitul. Lucrul acesta este copleșitor pentru că adevărata viață veșnică este să poți să te hrănești din sursa infinită. Eu sunt vița, voi mlădițele. Imaginați o blădiță care se taie de viță, nu mai curge seva prin ea, s-a terminat. Imaginați pilda aia care circula pe Facebook, cineva care a dat o tăciune la o parte din foc și încetul cu încetul s-a stins. Deci de îndată ce ne depărtăm de sursă, nu avem cum, la modul și logic, nu mai teologic, nu avem cum să ținem la nesfârșit, pentru că există o limitare. Limitarea aceasta ține de infinitatea sursei, de setea noastră infinită, pentru că suntem după chipul lui Dumnezeu, dar care necesită o hrană infinită. Or, hrana asta infinită deja este închipuită de repetabilitatea prezentă în biserică. Noi ne hrănim și ne hrănim și ne hrănim și ne hrănim și vedeți, totul este repetitiv în viața bisericii pentru a ne hrăni. Și ne întreabă unii, de ce mergeți iar la liturghie și iar la liturghie și iar la liturghie? Noi le spunem pentru că ne hrănim și pentru că ne hrănim și pentru că ne hrănim și pentru că iar ne hrănim. Și ce aveți nevoie atâta să îi cântați lui Dumnezeu și nu știu ce? Pentru că îl iubim și pentru că exprimăm iubirea și iar exprimăm iubirea și iar exprimăm iubirea și iar exprimăm iubirea și primim expresia acestei iubiri prin faptul că ni se dăruiește și iar ni se dăruiește și iar ni se dăruiește și așa mai departe. Da? Totul este repetitiv în viața bisericii, dar repetitivul acesta ne poartă către veșnicie, către modul de a funcționa al omului în veșnicie, în care nu numai că este repetitiv, este fără oprire. Ioana, toți suntem de acord că este uimitoare pilda aceasta, că este un rezumat al Scripturii. Răspuns. Raluca Oanță, cred că am ratat întrebarea. Nu-l văd aici, am derulat sus, dacă puteți să mai puneți o dată întrebarea. Fiul cel mare nici nu-l numește tată. În momentele astea, cel mai puțin, exact. Putem face o paralelă între pilda cu vameșul și fariseu. Fiul care a rămas lângă tatăl, neapărat din dragoste, și vameșul fiul pocăit din toată inima. Putem face toate paralelele pe care le vrem. Important e să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Vrea să fim fii adevărați. Și nu mai fi adevărați, că ambii erau fii prin filiație, prin natură, dacă vreți. Însă trebuie să capeți starea de fiu, să înveți vocația de fiu, vocația aceasta filială, dacă pot spune, că e o vocație, e o artă de a fi fiu, cum e o artă de a fi părinte. Uitați-vă la Mântuitorul și la Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl care dă ascultarea și Dumnezeu Fiul care exersează această ascultare, dar nu voia mea, ci voia ta. Vedeți? Este o filiație permanentă și o continuă exprimare a acestei filiații în fapt de viață cu fapt de viață, dacă pot să spun, parcurgând viața. E foarte drăguț, părintele. Nicola întotdeauna este foarte nostim, foarte simpatic. Și că, în care parte situezi? Un nărod pocăit sau un pocăit nărod? Eu cred că ne privesc toate lucrurile astea pe noi toți. Da? Eu cred că ne putem regăsi foarte ușor și într-unul și într-altul. Știu din filmele noastre că vrem să fim de partea personajului pozitiv.
Însă, vedeți, aici este mai complex decât cu alb și negru. Aici, în toți, cumva, regăsindu-ne, putem câștiga un folos pentru că ne spune fiecare personaj ceva. Inclusiv părintele. În relația cu copiii noștri, hai să vedem, ne regăsim în clipa când ne rănește copilul, de fapt se rănește copilul. De fapt, pe noi ne doare de nu mai putem, că se rănește copilul. Deci copilul când vine spre mine rănit, eu încap în mine calcule despre ce, nu știu ce, sigur că dacă ai avut emoții foarte mari și ai cedat tensiunii, dai și o palmă înainte să al îmbrățișa și mângâia, ca nu cumva să mai facă lucrul respectiv în viitor, se mai întâmplă la unii. Dar nu asta este problema. Problema este că dacă reacționăm duhovnicește, trebuie să avem în vedere ce poate să întărească pe acest copil spre a fi cât mai la adăpost în Hristos. Cătălin Ionel, ce părere aveți despre părintele Ciprian Grădinar? Ar trebui să am o părere? Nu știu. N-am. N-am în sensul că nu mă apuc să... Doar nu să-mi cere să-i judec pe oameni așa pur și simplu din ce am auzit sau ce am întâlnit, cum să spun, nu l-am întâlnit față către față, da? Deci ar fi cu neputință să mă apuc, acum spun eu, etichete pe oameni. Eu care nu le-am suportat niciodată în ceea ce mă privește. Ana Maria. Există unele momente când noi suntem aspri cu noi înșine. Eu aș îndrăzni mai curând blând suntem, nu știu, sunt foarte blând cu mine, aspru mai curând cu ceilalți. Și ne dăm seama că Dumnezeu ne cere explicații pentru greșelile noastre. Ce trebuie să facem? Eu cred că tendința, repet, e mai curând de a fi îngăduitor cu noi și cu mai curând exigenți cu ceilalți. Dacă aveți dorința exact, cum să spun, tendința exact pe jos, pe dos, vă felicit. Este minunat. Însă, prin spovedanie, spunând concret lucrurile pe care le trăim, eu cred că Dumnezeu ne dă o cheie a echilibrului lăuntric, astfel încât să știm să ne raportăm la lucruri. Deci eu personal v-aș îndemna să spovedeți până când se calibrează cumva simțirea sufletului. Dragomir Adrian, vă roagă să distribuiți, că merită. Vă rog să distribuiți, pentru că nădăjduiesc că este de folos mai multora decât cei care sunt prezenți aici. Și eu vă împărtășesc lucruri care îmi sunt dragi și mie. Dar cine este fiul cel de lângă tatăl? Oare nu toți mâncăm roșcove? Fiul lângă tatăl era un pic totuși mai special, că era în casa tatălui. Vedeți, se hrănea cu mâncarea tatălui. Are putere asupra slugilor, dar în același timp inima lui nu este convertită cu adevărat. Pentru că el fiind cu tatăl nu era cumva. Sau el crezând că este cu tatăl, de fapt nu își înțelegea tatăl așa cum funcționează tatăl în realitate. Nu îl descoperise la altitudinea, dacă pot să spun, simțirii lui patern. Întotdeauna avem mult loc de a ne descoperi părinții și noblețea lor și felul în care se raportează la noi. Nu? Nu găsiți? Credeți că în viața noastră vom încerca să fim posați celor doi fii? Asta vreau să spun, că noi putem să învățăm și de la unul și de la altul foarte mult. Sigur, eu nu fac un fel de comentariu literar așa cum se întâmpla la literatură, încerc să scot așa niște concluzii pentru că trebuie să disecăm textul bine și să scoatem cel mai multe concluzii intelectuale. Eu încerc să mă raportez la textul acesta ca la un text care îmi spune ceva existențial, adică despre viața mea, despre ceea ce așteaptă Dumnezeu din partea mea ca om. Să știți că Dumnezeu întâi de toate ne așteaptă să fim oameni, să învățăm să fim oameni. Aș îndrăzni să spun că în măsură în care ne nomenim tot mai tare, adică începem să ajungem la a ne trăi adevăratele posibilități omenești cu care ne-a înzestrat Dumnezeu de altfel, cu atât mai mult pășim pe calea îndumnezeirii. Pentru că modelul nostru de om este Hristos însuși. El este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Deci în măsura în care devenim mai oameni, pentru că avem model pe cineva care a știut în întregime să fie om, atenție, nici Adam nu a știut cum a știut Hristos. Deci nu Adam este prototipul umanității, ci Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este prototipul umanității. Adică primul Adam îl are model pe al doilea Adam, care este Hristos. Dar Hristos, chiar dinainte de întrupare, cumva deja odihnește în el viitorul om Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, nefiind încă Iisus Hristos, adică întrupat Fiul lui Dumnezeu, deja când îl configurează pe Adam, vedeți, are în vedere omul desăvârșitor. Omul desăvârșit se va exprima concret în istorie.
prin venirea Fiului Dumnezeu întrupat în această lume. Deci Dumnezeu nu stă la capitol ca un arhitect, la, așa cumva, cu niște planuri, așa ideatice, cum era lumea lui Platon, un fel de lume perfectă a ideilor și așa mai departe. Nu asta îl interesează pe Dumnezeu. Cătălin Ionel, minunat! Țineți-vă de el sau de ce poate să vă ajute astfel încât să fiți și noastră un om de lăudat. Deci, revenind, parabola aceasta, pilda aceasta, ne arată diferite stări ale noastre. Spre deosebire de filmele unde ne identificăm cu personajul pozitiv, avem foarte multe personaje pozitive aici. Avem posibilități, de fapt, ca prin personajele de aici, să creștem în înțelegerea a ceea ce ne lipsește încă, astfel încât să devenim mai oameni. Fiecare de aici e un chip prin care Dumnezeu se exprimă. Pentru că Dumnezeu face să vorbească personajele acestea astfel încât noi să înțelegem. Oare nu suntem părinți de copii? Oare nu putem să înțelegem cum se poartă cu adevărat un părinte care poate să-și vadă fiul rănindu-se sau îndepărtându-se, separându-se de izvorul vieții, mergând spre ceea ce înseamnă dezintegrarea propriei sale alcătuiri, pentru că asta este desunarea, este o dărâmare, ca să spunem așa, lăuntrică, prin intermediul trupului. Și crede că fiul de lângă tatăl sunt farisei, care nu stau lângă tatăl din dragoste sau dintr-o oarecare dorință, stau dintr-o oarecare dorință de a da bine. Și așa, e o viziune asupra lucrurilor. Nu sunt lângă tatăl din convingere, din dăruire. Nu sunt și pentru că m-am trezit acolo, prin concursul de împrejurări. Cu siguranță toți risipim darurile tatălui, ca și cum el n-ar exista. Nu știu dacă ca și cum n-ar exista, ca să fim realiști, dar cu siguranță, vedeți, noi când mergem la biserică, la Sfânta Liturghie, primim har. E ca și cum am primit apă într-un căuș. Și avem proprietatea aceasta că la oricare dintre noi ni se scurge printre degete. La unii li se scurge atât de tare că luni deja nu prea mai au nimic, marți nici nu se mai pune problema și deja până la săptămâna cealaltă s-a terminat totul. Alții luni țin mai mult, marți încă mai au, miercuri și așa mai departe, eventual mai merg la o liturghie în timpul săptămânii să mai ajute, mai toarnă apă, dar în orice caz e repetitiv să ia apă în căuș și să bea. Și în clipa când nu mai există acest repetitiv, eu văd oamenii care nu participă la Sfânta Liturghie, cum se îndepărtează lăuntric de cine ar putea deveni și rămân așa cum îi mută valurile vieții, să spunem așa, râul care curge la vale și s-a terminat. Și asta e. În clipa când te reîmprospătești continuu, refreshment, da? Te reîmprospătești și se recrează celulele structurii tale, ca să spunem așa, așa cum se întâmplă în organismul nostru, concret, foarte concret, reîmprospătarea aceasta te ține în relație cu viața. Știți că suntem compuși foarte mult din apă. Da? Deci apa aceasta pe care o primim, până la urmă, e un constituent fundamental al nostru. Deci revenind acum la farisei, toți suntem un pic farisei, este limpede. Pentru că nu suntem decât în momente de pătrundere lăuntrică mai conștienți un pic de cine este Hristos cu adevărat, ce poate să facă și ce face pentru noi în umanitate, ce face biserica pentru noi. Restul suntem foarte împrăștiați, dacă pot să spun, în tot felul de griji și de preocupări, astfel încât n-ajungem să stăruim în starea de a fi reveniți în sine. Da? Deci când vorbim de adunarea într-o rugăciune a inimii, de coborârea minții în inimă prin rugăciune, părinții asceți se referă la faptul că omul se adună lăuntric și se unifică lăuntric, adunându-și, dacă pot să spun, compartimentele care sunt plecate spre preocupări diferite și care dau unilateral importanță cutărui sau cutărui compartiment în dauna întregului. Iulian mă întreabă despre venirea Papei în România. Ce pot să-i spun eu despre venirea Papei în România? Ce părere aveți despre ecumenism?
Biserica este ecumenică prin excelență, nu ecumenistă. Da? Mulțumesc, Mihaela, pentru gândul bun. Există o tendință, ascultând această pildă, să te încrezi prea mult în iubirea lui Dumnezeu. Nu știu. Crezând că orice faci te iartă. Și acest gând nu este prea duhovnicesc. Nu știu dacă ne vine neapărat gândul ăsta. Poate că va veni gândul ăsta, dar nu e comun tuturor. Dar în orice caz, în lumea în care suntem, francezul ar spune terase, striviți de mulțimea descurajărilor noastre, aș îndrăzni să spun că pilda asta ar putea fi citită și în fiecare seară, înainte să ne culcăm, și să spunem, Doamne, în fond, Tu care ești în stare să alergi către mine de fiecare dată în măsura în care încep să-mi vin un pic în fire, adică să pun pocăință și să spun, Doamne, fac eu ăia câțiva pași către Tine și Tu mă vezi de departe, eu cred că în simțirea aceasta a lucrurilor am crește îndrăzneala către Dumnezeu și am reușit să fim mai angajați, poate, în creștinismul concret, real. Ce simbolizează inelul, vițelul, sandalele, în pildă când se întoarce fiul? Inelul de logodnă. Da? Nu știu dacă ați participat la logodnă. Ați văzut acolo că fiecare, eu așa fac la logodnă, să știți, îl pun nu din greșeală, ci intenționat inelul lui pe mâna ei și inelul ei pe mâna lui și după aia le cer lor să-l schimbe și fiecare să-l dăruiască. Pe inelul meu, de exemplu, este scris în interior, este scris numele soției mele. Deci inelul ăsta are semnificația că eu am primit gajul acesta de fidelitate din partea soției mele. Eu o port pe soția mea la mână, sigur, în inimă întâi de toate, dar la mână, prin acest gest, prin acest simbol concret. Și soția mea mă poartă pe mine. Da? Deci inelul este dovada investirii celuilalt în tine. Și la logodnă vorbim foarte mult de alianța pe care a făcut-o Dumnezeu cu poporul ales. Semnul acestei alianțe este și inelul. Inelul, inel de logodnă în franceză se numește, hai, să o șoptiți, alliance. Alliance, da? Deci noi spunem, vorbim în franceză de la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, adică Vechiul Testament, Noul Testament. Vedeți acolo, cuvântul testament se referă ca și cum a murit și după se întâmplă cele ale urmării. Ori cel mai potrivit cuvânt este legământ în franceză sau alianță. În vechea alianță, adică în vechiul legământ de alianță între Dumnezeu și oameni, și în ce constă această alianță? Dacă voi, poporul, îmi sunteți credincioși mie, eu vă sunt credincios vouă, noua alianță, parafată, ca să spunem așa, sele, când vine în franceză, pecetluită prin Hristos, Hristos este pecetea care, gata, e pentru totdeauna, în noua alianță, cine îl primește pe Hristos, exemplifică această alianță pentru totdeauna între om și Dumnezeu. Dar vedeți, aici lucrurile se pun personalizat. Deci revenind la inel, inel, gândiți-vă în franceză, alliance, înseamnă simbolul acesta al alianței. Și simbolul acesta al schimbului e reciproc. Eu îi dau lui Dumnezeu ceva, îi dau viața mea, Dumnezeu îmi dă ceva. Ce îmi dă? Viața lui. Fiecare îi dă celuilalt ceea ce are. Numai că noi îi dăm, cum spun părinții, cele stricăcioase, pentru că asta este realitatea noastră, și El ne dă cele ale Lui, cele nestricăcioase. Vedeți? Un schimb asimetric, ar spune cei cărora le place politica și tipologia războiului contemporan. Vedeți, putem să folosim și în termen de pace cuvântul acesta. Asimetric, adică ce comparație are ce dă omul cu ce dă Dumnezeu. Dar se întâmplă acest schimb. E concret la liturghie. Sandale. Pe una era sărăntocul care merge prin praf și se rănește la picioare și altul e cel care are sandale. Da? Nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua de la sandale, da? Spune Sfântul Ioan Botezătorul despre Mântuitor. Vițelul, cel gras, spuneam noi, cel îngrășat. De ce îngrășat? Adică așa ca la rațele astea, bietele rațe în Franța care fac foie gras. Știți? Că le îngrașă așa ca să le fie ficatul foarte plin și după aceea din el fac pateul respectiv. Dramatic, desigur, dar nu ne place gustul.
Vițelul ăla îngrășat era un vițel a cărui carne era și mai bună, cea mai bună, pentru că au băgat mâncare în el încât era apetisant. Mulțumesc, Carmen Elena. Unde scrie de inel în Biblie? Biblie cu B mare. Știți ce înseamnă Biblie? Biblia, cărți, da? Așa. Păi nu știu, eu am citit textul aici, știți? Unde scrie de inel în Biblie? Aveți altă Biblie. Da, să găsesc din nou. Spune așa, Luca, capitolul 15, versetul 22. Și a zis tatăl către slugile sale, aduceți de grabă haina lui cea din tâi și îl îmbrăcați și dați inel în mâna lui. E limpede, da? 15:22. Dacă căutați în Vechiul Testament, veți vedea că sunt textele, deci dacă vă pică ochii pe textul de la El Logodnă, este o inventariere, dacă vreți, în istorie despre prezența inelului ca semn al legământului între Dumnezeu și oameni. Dar vă rog, scrieți cu bă mare, da? Cheia postul este acela de a ne regăsi pe noi, cheia postului, poate, Cătălin Ionel, de a ne regăsi pe noi înșine și să ne vedem faptele noastre cele rele. Nu atât mâncarea este totul, și acum la o boală, regimul ajută medicamentul să aibă efect. Tot așa și mâncarea de post ajută rugăciunea. Nu o să citesc chiar totul. Da, asta este o înțelegere, da? Este o înțelegere. Cheia postului, dacă vă vreți, are mai multe chei, da? Eu vă ofer un șperacul aici. Cheia postului este că, chiar se întreba un părinte, oare de ce Satana se teme mai mult de faptul că noi postim, că în fond el poate să nu mănânce nimic, nu are nicio problemă cu chestia asta. Deci nu în sine, în gestul fizic e totul, ci în faptul că omul făcând așa se umple mai tare de prezența lui Dumnezeu și aceasta mai intensă și mai mare prezența lui Dumnezeu în om face că Satana se cutremură și nu suportă arma aceasta care este postul pentru creștini. Parcurg acum Alexandru Bogdan, sunt cu minte, încerc să parcurg testul. Vă rog numai să nu-mi scrieți foarte lung pentru că mă pierd. Deci, nu știu exact să tâlcuiesc cele pe care le spuneți, dar în orice caz, ce vă pot spune este că simțirile pe care le aveți, cercetați-le prin stările primite în urma spovedanii. Să vedeți că acolo se validează niște lucruri despre ceea ce este vrednic de reținut și ceea ce e vrednic de, nu atât de aruncat, de ameliorat, de îmbunătățit, de crescut. Acum cineva scrie despre papă. Foarte bine, e foarte bine dacă vrea să viziteze România. Dea Domnul să întâlnească o ortodoxie cât mai autentică cu putință. Pur și simplu. Eu nu sunt un ultra-ortodox. Eu îmi doresc din tot sufletul ca țara mea să fie plină de oameni doritori de sfințenie și care trăiesc posibilitățile omului cât mai deplin. Pentru că asta e mărturia cea mai minunată pe care o putem da oricui în lumea aceasta. Oricui. Dar nu pentru ei să o facem, ci pentru că poporul nostru ne-a învățat cu această sete de desăvârșire. Și e minunat să o mai păstrăm și să nu ne pierdem cu valorile pe care le cunoaștem la ora actuală. Așa, exact, Claudia. Domnul Iisus Hristos creează un legământ de iubire cu fiecare din om. Exact, asta înseamnă convertirea și pocăința omului. Exact, începe viața veșnică cu fiecare și este un chip iubitor cu fiecare în parte. Ce să facem ca să nu mai întristăm? Eu nu sunt adeptul, sunt mulți care cântă și pricezne în acestea și ne dau lacrimi și așa mai departe. Eu, sincer, văd o anumită virilitate, dacă pot să spun așa, în manifestarea duhovnicească a bisericii. Adică nu merg foarte mult pe emoționalități. Dar știu că, ocolind modul acesta rapid de a mă lăsa emoționat și așa mai departe, știu că Dumnezeu poate să pună în mine ceva mai deplin decât atât. Adică un angajament al întregii mele ființe către el, pentru că îmi dau seama că e sarea și piperul întregii vieți. De ce postim miercurea, vinerea și chiar lunea?
Părintele Dimitri Ivaș, cu care este aici, cred că ar putea să vă răspundă foarte bine. Vinerea pentru răstignirea Mântuitorului, miercurea nu mai știu să vă spun exact, iar lunea nu este o obligativitate pentru toți, dar se întâmplă, sunt sfătuiți cei care fie au încercări în viața lor, fie care pur și simplu vor să exerseze viața creștină și să dobândească mai deplin, să spunem, simțirea lui Dumnezeu, să adauge aceasta. Dar postul regulat este miercurea și vinerea. Dacă ne poate lămuri cineva de ce se ține și miercurea, da? Foarte bine, faceți rugăciuni pentru magistrați, foarte bine, minunat. Bun, ne vom opri aici, de a trecut aproape o oră. Am încercat să răspund la întrebări. Nu e greu cu astfel de pildă, dacă pot să spun așa, pentru că e una într-adevăr din cele mai frumoase care există în Sfânta Scriptură, să te simți inspirat, să vrei să împărtășești și celorlalți din cele pe care le-ai simțit, trăit și tu și așa mai departe. Ion, păi să vă răspund. Dacă noi ne știm bine firea, așa spune Părinte Rafael Noica, că Ortodoxia este firea omului, da? Deci dacă noi ne venim în fire, da? Și ne cunoaștem bine firea, ne poate scoate cineva, inclusiv de la cel mai înalt nivel, din firea noastră? Da? Să vedem un pic cum punem problema. Da. Miercurea e ziua în care Mântuitorul a fost vândut de Iuda. Mulțumim. Alina, mulțumim. Vedeți? Tot timpul învăț ceva. Mulțumiri tuturor! Nu mai spun că e o pildă foarte frumoasă, pentru că constatăm cu toții cât de frumoasă e. Este o pildă grăitoare. Ne interpelează pe fiecare dintre noi. Cei care avem ocazia să fim părinți ne interpelează cum e părintele acela și cum aplică dragostea și nejudecata și grăbirea smerită spre a-și odihni copiii care riscă să greșească. Dacă suntem cel care am plecat spre laturile desfrânării și ne-am venit cât de cât în fire, avem un părinte minunat și avem toată încrederea că ne primește ori în ce hal am fi, numai să începem o dată, pentru că Dumnezeu nu va pedepsi păcatul, ci nepocăința, adică neieșirea din starea aceea. Pentru că păcatul, chiar dacă se săvârșește o viață, până la urmă este punctual față de o veșnicie. Deci Dumnezeu vrea să oprească șuvoiul acesta al păcatului în această viață, să se pună punct. De a și îngăduit moartea. Așa spunem, pentru ca să nu se înveșnicească păcatul. Deci păcatul undeva trebuia oprit și s-a oprit prin moarte. Dar fericit e cel care îl oprește prin voia lui proprie și nu că moartea îl retează. Pentru că tendința păcătoasă poate să rămână. Înțelegeți? Și are Dumnezeu de vindecat acolo. Nu știu dacă sunt un român autentic. E clar că sunt un român autentic pentru că sunt născut în România și pe actele din România, da? Acolo nu pot să trișez, nu sunt încă în francez, sunt tot pe actele din România după viața întreagă aici. Mulțumesc, Tudor. Deci, vedeți, aveți și mai complet. Sinodul I Ecumenic a hotărât această postire. Când a fost vândut Hristos, scrieți-l cu hămare, vă rog, și vineri când a fost răstignit. Mulțumesc, toată lumea știe. Trebuia să trec și eu pe la școală. Lunea pentru monah, ce drăguț. Miercurea pentru că a fost dat Mântuitorul spre patim, prin zdarul lui Iuda. Mulțumim, Părinte Dimitrie. Eu n-am participat la religie la școală, știți? Și mă formez așa, era să spun autodidact, mă rog că mă ocrotesc alții. Ion, eu nu sunt din zona celor stresați, da? Eu cred că în clipa când noi ne asumăm viața în Hristos cât mai autentic cu putință, este cel mai bun răspuns și nu sfor văielile, ca să spunem așa, pe internet sau în alte contexte. Cel mai bun răspuns pe care îl putem da umanității întregi și fiecăruia dintre noi. Să trăim noi cât mai adânc creștinism. Da? Bine, mă opresc aici. Doamne ajută, binecuvântați. Acum mă întreabă Florin dacă sunt preot. De fapt, suntei preot. Vă rog să scrieți corect. Da? Sigur ați fost la școală și sigur ați făcut și gramatică.
Vă rog, când îmi scrieți, să scrieți corect. E foarte important lucrul acesta. Este o carte de vizită pe care mi-o adresați și, doi, este un respect față de limba română, față de ființa neamului nostru, față de ceea ce suntem noi și este baza, da? Baza. Pe care zidim lucrurile mai adânci, care sunt teologia. Adică nu se poate să nu avem. Nu, acum nu vă simțiți, Florin, că nu mai dumneavoastră vă adresez, ci tuturor. Dar atâta ne-am obișnuit cu un mod din acesta jalnic de a ne scrie toate erorile, nu trebuie să începem cu începutul. Mai întâi trebuie să avem acei 6-7 ani de acasă, de exemplu, în comportarea între noi. După care trebuie să avem gramatică și tot ceea ce ne-a învățat școala la nivelul primar, pentru ca să construim lucruri mai fine, pentru că dacă ne prezentăm în fața oamenilor și le spunem lucruri adânci, dar prin niște exprimări din acestea jalnice, cred că mărturia noastră nu e atât de bine primită. Roxana, mulțumim că mă bucur că mă ascultați din Londra și mă bucur că prilejuim așa niște lucruri care străbat mări și țări. Este minunat că se întâmplă. Bine, vă zic, Doamne ajută tuturor și spor în continuare la înțelegerea a ceea ce ne poate odihni așa și ne poate da curaj, efectiv, să fim cu Dumnezeu și să ne spunem și celorlalți, dar să știți că nu pentru ceilalți spunem, ci întâi de toate pentru noi, că dacă era un lucru minunat să ni se întâmplă în această lume, era să dea Dumnezeu de noi și, în consecință, să ne trezim și noi la realitate, să vedem cam cum ar putea să fie viața noastră în clipa când cineva este atât de minunat și ți este părinte. Bine, Doamne ajută tuturor! Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră